Viața petrecută la televizor, Marioara Murărescu și-a rămas bun de la publicul ei atât de drag. Sute de colegi, dar și telespectatori au venit să o conducă pe ultimul drum. Marea doamnă a muzicii populare se va odihni de azi înainte în cimitirul Cernica. George Ciubotaru, colegul meu, este și el acolo. George, te ascultăm! Sunt ultimele clipuri pe care zeci de artiști și alți zeci de telespectatori, prieteni și colegi le petrec alături de Marioara Murărescu. În câteva minute urmează ca garda de onoare Mihai Viteazu să preia din biserica mănăstirii Cernica sicriul cu trupul neînsuflețit și să-l ducă pe ultimul drum către cimitir. Vom avea parte de onoruri militare astăzi aici. Marioara Murărescu va fi omagiată prin aceste onoruri militare, asta pentru că în anul 2009 ea primise Steaua României în grad de cavaler pentru întreaga activitate. Activitate pe care și-a petrecut-o din anul 1972 în radiodifuziunea română și din anul 1977 în cadrul televiziunii române, televiziunii naționale. Din anul 1982 a realizat emisiunea Tezaur Folcloric, poate cea mai longevivă emisiune de televiziune din România. Au fost zeci, poate chiar sute de artiști pe care Marioara Murărescu i-a promovat în cei peste 30 de ani de activitate a emisiunii Tezaur Folcloric și foarte mulți pe care i-a descoperit, pentru că avea și acest dar de a descoperi noi talente și de a duce mai departe tradiția autentică românească. Sunt zeci de artiști pe care Marioara Murărescu i-a avut în emisiunile sale aici la Mănăstirea Cernica, care au vrut să o conducă pe ultimul drum, pe cea care le-a fost unora mentor și altora prieten apropiat. În câteva minute Marioara Murărescu va fi condusă pe ultimul drum de către regiment Mihai Viteazu, garda de onoare, și de către cele câteva sute de persoane care au venit astăzi aici. George, îți mulțumim pentru informații.